Bună dimineața! Vă rog să mă scuzați. Eu acum am văzut să fac live. Cred că nu mai fac. Văd că nu mă pricep și nici n-am internetul bun. De asta s-o și întrerupt că o veni să-mi mute de pe timp, pe Vodafone. Eu i-am spus o bărbatul meu că toată Italia așa se plânge. Indiferent de rețea unde, nu știu ce vor să schimbe ei, nu știu ce vor să facă ei, dar e problema lor. Ce să spun, am văzut niște comentarii că fac în pijamale, că fac în nu știu cum. Băi, doamnă, care vă place să vă uitați așa la mine? Că eu vreau să fiu comodă în casă. Eu nu pot să mă îmbrac în crinolină și să fac curat în casă. Sau să fac nu știu unde. Eu aici cred că vor... Deci suntem între prieteni, suntem între oameni normali, nu sunteți la un teatru, la un film. Sunteți la o femeie oarecare, normală. Nici nu o să mă duc să mă tăi la coafor și la gene ca să apar pe cameră. Eu vă respect și vă iubesc din toată inima mea că sunteți prietenii mei și sunteți aici. Nu cred că dacă m-aș îmbrăca nu știu cum și după ce aș închide camera să zic două variante. Stau și cască gura sau mai dă-le nu știu cum. Că să practică și asta. Nu. Eu dacă e casă în casă la mine și dacă veniți, eu dacă mă duc la prietenele mele și le văd că se îmbracă, nu știu cum, se machiază că vin, eu deja mă simt străină. Nu intimitatea aia amicală. Doamne, cum ești? Una la mână. Deci eu fac un vlog când am timp. Și am să mă axez pe vloguri, că de live-uri nu sunt bună. Așa, sau să vedem mai târziu cum o să fie cu internetul. Că la internetul ăsta care îl avem aici și fibră și ăsta e jale. Altă chestie, că s-o revolta nu știu care, că i-am luat cheie și asta. Eu în primul... Deci, una la mână. Pe mine nu mă influențează nimeni, absolut nimeni, cum să gestionez eu canalul. Când dă un sfat, că mă sfătuiește, că mi-arată niște probe de persoane care pleacă prin traseul ăsta, din canale în canale și bagă nu știu ce, asta e altă chestie. Când mă conving, așa. Mai ales că s-a vorbit de mine, că am dat cheia cu forțat. Doamne ferește! Eu am spus, care vrea să-și facă canale? Deci am spus așa. Dom'le, eu vă dau cheia ca moderator să puteți să vă scrieți la ceilalți. Că eu moderatorii de bază i-am. I-am, care am încredere. Iar restul să vă... Așa. Și știu, deci, nu numai sunt de vină persoanele, sunt de vină și cine deține canalul, proprietarul canalului. Pentru că se dă... Dar nu. Eu v-am spus, la două persoane, eu n-am vrut să intru în jocul lor și nu o să intru niciodată. Că au spus că nu mă cunoaște, că nu cunoaște acele doamne când au zis de Daniel. Eu am intrat odată la ea să-i explic că nu a avut nimeni, că nu știu ce combinații cu nu știu cine și mi-o pomenie numele. Și am intrat și am spus, eu n-am avut de-a face cu chestia asta, nu m-a interesat și atâta tot. Și odată, nu știu ce am mai... Când făcea comediile alea și, într-adevăr, mi-a plăcut și îmi place. După aia, când am văzut că deja se bat apropouri, păcat că, uite, odată o să vă arăt că eu primesc private. Primesc de la prietene ce se vorbește pe astea canale de mine. Deci, să stea liniștită, eu am prietene. Am prietene care nu am timp. Uite, acum fac un vlog. Uitați-vă cum sunt îmbrăcată pe acasă, că trebuie să mă duc în box să fac ceva. Chiar că dacă sunt la pensie, nu am timp. Și eu vă acord timp din timpul meu cu drag și cu plăcere. Da, s-o bătut apropo de lumânări. Eu, dacă mă duc la biserică, nu o să fac niciodată vlog. Am făcut atunci un vlog, un video
și am prezentat biserica unde frecventez eu. Am spus de un preot care e extraordinar, care omul ăla merită, că nu vedeți numai voi, deci nu vedeți numai dumneavoastră și nu vede numai respectiva. Eu am prieteni și italieni care se uită. Și am vrut să-i un fel de mulțumire, pentru că i-am zis, Padre Polo, cu fără acceptul la un preot, nu faci tu din nebun așa, că faci poză ca turist, da, când ești. Și i-am spus, îmi permite să vorbesc de dumneavoastră și de... cum să nu? Era chiar de Crăciun. Și lângă standul cu lumânări era persepiu, care se face la noi de Crăciun. Și atunci am zis, uite, prind și eu lumânări, fără nici să... Am făcut eu propagandă că am pus pentru cineva anume. Am zis, pentru toată lumea. De sănătate și asta. N-am spus că m-am dus să pun pentru cutare, dar nu v-am fotografiat că... Aia că trebuie să dau în cineva. Nu, așa ceva eu nu fac. Am făcut atunci. Și de atunci nu mai fac. Și dacă chiar, nu mai fac fotografii. Și chiar de-aș face, n-aș veni să spun ce am făcut și ce n-am făcut. Că nu ridic o canală pe boala cuiva. E clar. Ați văzut că nici n-am vorbit la adresa lui prea mult. M-am luat de aia, de, cum se zice, farfuza aia. Pentru că chiar... te scoate din sărite, că sare la gâtul lui Cristi. Păi, Cristi, păi, așa, să mă abțin. Păi, Cristi a fost lângă ei, chit că a făcut vloguri, a fost vloguri că așa e jocul. Pe ei, că n-a fost mai greu. Și asta. Deși că nu mă cunoaște și cu lumânările, nu mă interesează. Așa, și altă chestie, pe mine, persoana aia care se presupune că m-ar influența pe mine Mazaru niciodată, că Daniel mi-a spus, o spus pe live, nu particular, eu am fost avertizată de prima dată când cineva a văzut un live și nu din prietenele mele, nu Mazaru, altcineva, doamna, aveți grijă că asta vine la dumneavoastră și voia să duce dincolo și așa. Nu m-a interesat că n-am până acum... Deci eu ieri seara sau azi dimineață, nu știu când, am urmărit. Și din momentul ăla, eu, persoana aia, am blocat. Nu vreau să mai apară, nu vreau... Deci nici nimic. Și să bat apropouri, și să vorbească, și să zică, nu mă interesează de nicio culoare. Cum am făcut și cu cealaltă. Am văzut atunci, chiar m-am speriat că s-a întâmplat ceva. După aia am văzut că nu era adevărat nimic și tot așa. Deci eu, astea le elimin. Și să vorbească, tranquila, să vorbească, nu mă interesează. Ce am vrut să zic? Și poate și el la fel să facă, să mă blocheze și să nu... Nu, chiar n-am nevoie să-mi urmărească canalul. Dacă urmărește și după aia eu nici, mi-am permis eu să vorbesc, ce vorbește ea pe canale sau ce face ea, niciodată. Dar tot că tu urmărești după aia să dai în oameni, ia te rog frumos să mă închizi, să mă... blochez și să nu te mai scrii la mine. N-am nevoie. Așa. Deci nu a fost cu intenție atunci cu lumânările. Vă rog să mă credeți. Am prezentat biserica, am spus de preotul ăla, că v-am zis, mai sunt și alții care urmăresc, nu așa. Și nu ca să mi se acum după câte luni, după două luni să vină cineva și să arunce. Așa. Acum să vorbim despre Ion. Am văzut lume, dar câtă lume se pricepe la construcții. Nu știu nimic, absolut nimic nu știu despre povestea cu Ion și familia și patronii și asta. În primul rând, uite, eu, hai să nu spun că de unde știu acum, recent. E problema mea cu cine vorbesc și cum vorbesc și... Am zis că am să-i caut un număr. Așa, că nu-l mai aveam. Omul își mai schimbă numărul. Despre acel om neglijent. Așa, și în fine, Ion are 64 de ani. E mai mic ca mine cu un an. Deci nu e un copil. Copilul lui Daniel, atunci avea vreo, nu știu câți ani acum, cred că are în jur de 40. Acum 30 și ceva de ani, când ei au făcut PECO, Ion avea o echipă.
Avea o echipă. Ion a lucrat în Grecia. Ion a lucrat în Sârbia, în construcții. Ion a lucrat în Germania, în construcții. Nu numai în România. Dacă țineți minte, și eu când eram acum, acolo, cu 20 de ani, în străinătate, care nu aveau cetățenie sau nu aveau contract fix pe un an sau doi, era 3 luni, după aia veneai acasă. După stăteai 3 luni acasă și te duceai înapoi. Ei, atunci Ion a făcut întrerupt toate alea în străinătate și PECO, unde și acum e PECO și clădirile alea deasupra și tot, e făcut de Ion și cu constructorii lor. Așa neglijent cum e el. Casa veche a lui Ion, e făcută, a lui patroana, e făcută de Ion. Și nouă, cred. Cam așa înțeles. Atunci nu mai știu. Ce se întâmplă acum? Omul construiește. Deci are o echipă. Și respectiva gazdă a spus, nu, că-s mulți, unde-i plătesc eu și cu tare? Lasă, curățenie facem noi. C-o dat pe întrerupătă, mă, tu. Așa, vă pricepe. Normal că se dă, că ce ai vrea? Omul să stea, că e iarnă, e frig, să termine mai repede. Face și ăla din urmă să facă curățenie. Așa au zis, facem noi. Aia care trebuia să stea 3 ani în șatră. Nu știi, adică trebuie să stai în șatră să înveți să faci curățenie, să înveți să faci o mâncare la oameni. Care ați făcut casă? Eu, când m-am măritat prima dată, eu am 2 căsnicii că mi-a murit un soț, Dumnezeu să-l ierte. N-am divorțat de nimeni. Și nu judec pe nimeni care a plecat sau a divorțat. Nu, pentru că nu știu care a fost viața lui. Deci, nu, adică eu am divorțat și critic pe alta care a divorțat. Păi, sau a plecat. În fine. Și i s-a spus, deci când a făcut casa, deci eram un copil și eram și studentă și eram și gravidă, dar nu m-a pus nimeni, dar eu, că am făcut casă separată în Timișoara, că socră stau în Ghiroda, lângă, unde e casa, unde are. Acum casa asta din Timișoara, care am făcut-o cu... Am început-o cu fostul soț, Dumnezeu să-l ierte, e a copiilor. Că a fost pe băiat și băiatul, deci o familie normală în parte. Și el a pus și sora și fratele să fie acolo. S-o gândi că poate vreun copil vrea să studieze în România. Am înțeles, acum chiar se discută de nepoată mea să facă master în România. În fine, sunt probleme de familie. Deci eu, un copil atunci la 19 ani, eu mă duceam și făceam curățenie după oameni. Și făceam cu soacră mea mâncare la oameni. Ce școală trebuie? Trebuie un master în gastronomie? Sau nu știu, că vai Doamne, nu... În fine. Și cu Ion asta e. Deci, dacă lăsa să vină cu toată echipa, el are o echipă. Fiecare are, unul face curat, unul sistemează. Ce trebuia Ion să pună pături sau să pună să acopere mobila? Aia e tu, ca om, când îți vine, știi că îți vine oameni de la lucru, îți acoperi, îți faci, îți pui pe jos. Cum vrei să lucreze? Aici m-am luat foc, pentru că să vii tu așa și să spui tu de un om care o făcut prima casă. O făcut pe la... Deci un PECO care există și acum. Deci PECO care e acum a fost PECO lui Leo. Făcut de Ion. Și de echipa lui. O făcut case. O făcut și pe la noi, prin Timișoara. Uite, la... Erau chiar... Odată m-am dus acasă și m-am întâlnit cu ei în Timișoara. Și erau la... Dumbrăvița făceau. Și la Șag, nu mai știu pe unde au făcut. Se trezesc, știi, nu știu cine, că trebuia să facă așa. Las, că știe el cum trebuie să facă. Și dacă o ajustă ăla, pentru că, într-adevăr, de Crăciun, el nu a fost în țară când a început ei. Acum nu știu pe unde lucrează. Am înțeles că în Germania e. În Germania e. Da, iarna, știți că nu, șantierele sunt marea majoritate închise. Și eu insistat, n-ar fi vrut el, eu sunt sigur că n-ar fi vrut, că știe. Ce se întâmplă?
Ion nu mai dă bani să cumpere materiale. Că a zis, lasă Ioane, cumpără tu, că eu când vin. Ion știe că banii... Și pe lucrare. Că-i noroc, că-i leu acasă. Că altfel, sigur, n-ar fi făcut Ion. Pentru că eu v-am mai spus într-un vlog în trecut că oamenii plata se înțelegeau cu leu. Am spus asta. Și eu, nu știu, chiar așa să nascune autoștiitori în toate domeniile. Mă mir că nu se critică pe canalele astea de YouTube și construcția navelor cosmice. Că trebuia un șurub pus invers, nu cum l-o pus ei. Nu știu, deci nu cunoașteți pe omul. Nu știți cât a făcut pentru familia asta. Gardurile alea, și la casa nouă, gardul știu că l-a făcut el. Toate chestiile alea l-a făcut el. Și vii tu acum să spui că lucrează neglijent. Hai zău. Toți, uite, și la noi când se repară. E unul care face curat în urmă. Din echipa omului ăla. Sau uite, au venit, când ne-a făcut nou aici, când ne-a renovat și a făcut, au venit cu tot cu neveste, nevestele au făcut curat. Dar dacă tu spui, nu aduce toți oamenii, că eu de unde îi plătesc, că facem noi, faceți voi. Că cum vrei să facă omul ăla? Să vină cu ăla, gletul ăla, sau ce mortar, ce se dă, să aruncă ca să se lipească. Că așa știu eu, nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar așa am văzut și eu. Cum vrei să facă? De ce nu, în momentul când tu ai întrerupătoarele alea, îți bagi așa ceva care se lipește și se protejeze. După aia dai jos. Nu așa vine. Îmi zic și eu. Și că trebuie să facă stagiatura în șatră. Nu. Dacă știi să faci mâncare la bărbat, la copii, la familie și dacă știi să... Eu cu soacră mea atunci am ajutat. V-am spus că nu știu să fac mâncare și cu tare, dar nu mă dau mare pe, și să critic pe alții. Și nu... Cum să zic eu? A intrat în jocul ăla și acolo așa se face. Deci ești femeie, la ei femeile, astea calități trebuie să aibă. Să știe să facă mâncare, să spele, să slugărească socrii, bărbatul, copiii. Și asta e. Asta e statutul lor de femeie acolo, în etnia aia. La noi e altă chestie. Sunt bărbați care nu știa soția numai ca să fie bucătăreasă sau spălătoreasă sau nu știu ce. Așa au ei gândirea. Zice, nu, pentru aia plătesc și lasă să lucreze, să aducă bani, să facă bani. Altă mentalitate. În fin. Deci eu atât am vrut să spun și mă scuzați pentru... la că nu mă pricep și nu știu. O învăța cu timpul. O să fac live de pe telefon, care, de pe YouTube, care e mai simplu. Eu mă scuzați că sunt așa revoltată, dar dacă eu nu pomenesc numele cuiva, de ce trebuie să-mi pomenească numele? Și mai ales că n-am avut și ironii și asta să le păstreze pentru dumnea ei, că până aici e greu de urcat. E foarte greu. Îți trebuie niște ani. De multe chestii. Și nu, am prins lumânări și am făcut. Da, eram în biserică și dacă am făcut o tură bisericii, am trecut pe acolo și am prezentat unele cu lumânările. E problema mea, n-am făcut, deci n-am spus pentru cine. Na, am zis pentru toată lumea, pentru că eu am pus toată lumea. Și dacă tu te-ai dus la biserică și ai aprins și ai făcut public și n-ai filmat, da, ai spus... Și ca să bați în mine, sau în cine mai bați tu, că mai am înțeles încă o doamnă, zice, doamnă, și eu am filmat și uite aseară ce... E problema ta. Eu te rog, eu te-am blocat, m-am șters de la înscrite, te-am blocat, te rog să faci același lucru cu mine. Că nu, dar bine, eu te-am blocat, nu mai ai acces la mine. Atât, până aici. Nu am intrat în jocul tău și nu voi intra în jocul tău și atâta tot. Fiecare își mărește canalul și își face canalul cum vrea. Fără să... Că am eu certurile mele cu cine le am, e problema mea. Pentru că dacă nu se ia nimeni de mine, eu nu mai iau de nimeni. Sunt pacifistă. Atât.
Vă pup și vă doresc sănătate, fericire și tot binele din lume.